Am fost în Londra. Și acolo, la marginea Londrei, când ieși din Londra înspre Durlești, nu, înspre... înspre Costujeni. Mă rog, că au și ei Durleștiul lor, Costujeni. Este un spital unde se lecuiesc bărbații bătuți de femei. Închipuiți-vă că la noi ar fi un asemenea spital. La intrare, pe spital e desenat un bărbat cu două vânătoi sub ochi, o femeie cu șorți și cu un șitor în mână. Cred că așa e soacsa, că dacă era nevastă, să-i făcea numai o vânătaie. Hai să fim serioși, e? Am intrat acolo și când m-a văzut pe mine, una strigă, zice, sir! Zic, da, lady! Că la noi în sat așa zice, sir și lady. El când zvârli cu dișchicătura după femeie, îi se strigă, lady, lăjiți! Și zice, sir! Și dumneavoastră v-a bătut femeie? Zic, nu, nu, doamnă, nu m-a bătut nevastă. Eu am venit să văd cum e. Și am închipuiți-vă că la noi l-ar bate femeia pe vreunul, adică pe un moldovan l-a bătut nevasta. M-am întâlnit cu unul care l-a bătut și zic, băi, te-a bătut soția? Și zic, da, m-a bătut femeia. Și zic, tu ce ai făcut? Și zic, nu, eu m-am dus, am cumpărat un buchet de flori și zic, și mai departe ce ai făcut? Și zic, pe urmă m-am întors înapoi și am zis că am luat numai două, zic, să mai iau două, că nu-i frumos să te duci numai cu două flori la mormântarea soției.